care articolul 12 de asemenea prevede libertatea de religie și de conștiință. Este de asemenea împucurător faptul că Constituția noastră garantează libera exercitare a drepturilor religioase către toate persoanele, de asemenea garantează dreptul la liberă asociere pe criterii religioase. Mai mult, statul se obligă să creeze condiții și să faciliteze exercitarea liberă și nestingherită a dreptului la libertate religioasă. Negativ la faptul că cadrul legislativ este în regulă și este în mare parte conform standardelor internaționale, mai sunt și puncte slabe. Sunt limitări vădite în legea cu privire la libertatea conștiinței, a religiei și de credință. Necătând la faptul că aceasta a fost modificată și a intrat în vigoare noile modificări la sfârșitul lui 2012, acolo au mai rămas limitări în ceea ce privește exercitarea dreptului la libera credință față de cetățenii străini sau apatrizii care se află pe teritoriul Republicii Moldova. De exemplu, articolul 33 prevede că funcția de lider spiritual sau lider administrativ a unui cult religios poate fi ocupat doar de o persoană care are cetăția Republicii Moldova. Acesta este un impediment mai ales pentru religiile non-teiste sau religiile non-creștin-ortodoxe, fiindcă de obicei învățătura și liderul spiritual poate să fie doar un cetățean străin. Aceasta este o imixiune, se consideră a fi o imixiune directă în afacerile și în activitatea cultelor religioase, ceea ce nu este conform standardelor internaționale. Un alt impediment este faptul că un cult religios poate fi înregistrat doar atunci când se întrunește numărul de 100 de cetățeni cu viză de reședință pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce împiedică religiile non-tradiționale sau religiile noi pe teritoriul Republicii Moldova să se înregistreze. Și necătând la faptul că modificările ulterioare au fost prevăzute în Programul Național de Acțiune în domeniul drepturilor omului, conform recomandărilor primite în urma raportului Reviziunii Universale Periodice, până când nu au fost implementate careva acțiuni sau nu au fost inițiate modificări legislative în acest sens. Cele mai mari însă încălcări se înregistrează în practică. În primul rând, este înregistrarea cultelor religioase minoritare este dificilă din punct de vedere că unele culte religioase non-tradiționale pe teritoriul Republicii Moldova, pe lângă faptul că li se cere pachetul oficial de documente, li se mai cere să divulge și sursa de finanțare, ceea ce nu li se cere, de exemplu, bisericilor ortodoxe moldovenești. Pe când cultul musulman al lui Talgat Masaev s-a plâns de nenumărate ori că au fost cerute aceste documente financiare, sursa de finanțare, ba mai mult, chiar a fost contactat telefonic și în acest fel intimidat în mod indirect sau să-l facă să renunțe la inițiativa sa de a se înregistra. Până în sfârșit, acesta a reușit să se înregistreze ca o organizație non-guvernamentală, deși dorința lor este să fie înregistrați ca un cult religios pentru a se bucura în deplină măsură de toate drepturile și libertățile religioase. Pe lângă faptul că sunt aplicate diferite criterii de înregistrare, mai sunt și probleme de ordin tehnic care tergiversează procedura de înregistrare. Aceasta s-a întâmplat cu Biserica Luterană atunci când din cauza unor traduceri nereușite li s-a întors pachetul de acte și a fost tergiversată și prelungită procedura de înregistrare. De asemenea, aceasta a fost dublu costisitor din cauza că au fost nevoiți să refacă documentele. Este foarte greu, de asemenea, cultul Bahai a spus că este foarte greu să
să colecteze aceste 100 copii de pașapoarte, de buletine și să le prezinți Ministerului Justiției pentru a fi înregistrat, fiindcă la momentul când adune aceste, colecteze aceste 100 de pașapoarte, unul expiră sau se întâmplă diferite situații, ceea ce interdiversează procedura. Grupul metodist, de exemplu, a spus că pentru ei procedura este foarte complicată și ei au fost nevoiți să recurgă la serviciile unui jurist profesional, ceea ce de asemenea impune costuri suplimentare și nu poate să fie inaccesibil pentru unele grupuri religioase. De asemenea, o încălcare vădită este impunerea indirectă sau în unele cazuri chiar impunerea directă a studiului religiei și nu doar a studiului religiei, dar și a simbolului religioase ortodoxe în școlile din Republica Moldova. Din interviul cu reprezentanții Ministerului Educației a fost marcat faptul că ei nu au posibilitatea la moment să monitorizeze faptul cum se studiază religia în școli. Și se întâmplă foarte des din interviurile cu reprezentanții cultelor religioase, se întâmplă foarte des ca la orele, de exemplu, de educație moral-spirituală să fie predată doctrina ortodoxă. Din păcate, la aceste ore ar trebui să fie predate valorile umane, respectul pentru cultura diversității, drepturile omului, dar se întâmplă în practică că la aceste discipline se predă religia și dogmele ortodoxe. Mai este o problemă foarte mare pentru cultele sau religiile care din motive de conștiință refuză să-și vaccineze copiii. Aceștia au probleme să fie admiși în școli. Mai avem și o lege, legea cu privire la drepturile și obligațiile pacientului, în care este expres stipulat că admiterea copilului în școală este condiționată de prezența vaccinilor. Și atunci acești copii au de fapt o alegere grea, ori între credința lor, ori între faptul de a primi educație, ceea ce este neconform standardelor în privința drepturilor omului. Simbolurile creștine ortodoxe, care sunt omniprezente în școlile noastre, la intrarea în școli, impunerea copiilor să asiste la ritualurile religioase de sfințire, sau la 1 septembrie, sau la sfârșitul anului, când este chemat doar preotul ortodox și toți copiii sunt forțați să participe la aceste ritualuri, chiar dacă nu împărtășesc această credință. Refuzul copiilor de a participa la aceste evenimente poate duce la ulterioară agresiune sau violență din partea colegilor clasei, atitudine discriminatorie din partea profesorilor. Cultul baptist din satul Colibaș, de exemplu, a relatat o istorie despre profesoara din sat, care este un ortodox învăit, și prin aceasta influențează notele copiilor baptiști, adică influențează în mod negativ notele copiilor de alte religii. Mai este o problemă cu privire la accesul la spațiile publice. Deși legea din 2008 cu privire la întrunirile publice spune clar că culturile religioase sunt libere să țină întrunire în spațiile publice, mai este practica aceasta la nivel local când primăriile autorizează sau permit desfășurarea acestor ceremonii și cultele se simt obligate să apeleze mai întâi la primărie, să ceară permisiune și după care să-și organizeze sau să desfășoare aceste evenimente. Ceea ce contravine legislației, ba mai mult avem în codul cu privire la contravințele administrative, avem articolul 54, mă iertați, care spune că străinii care organizează întruniri religioase în spații publici fără permisiunea autorităților publice locale vor fi sancționați administrativ și este acolo o penalitate, ceea ce este o încălcare vădită a dreptului la libertate religioasă. De asemenea, avem accesul, distribuirea terenurilor publice pentru construcția lăcașilor religioase este inechitabil. De obicei, Biserica Ortodoxă Moldovenească primește un teritoriu în centrul localității sau a comunei, pe când, de exemplu, cultul luteran a relatat că ei au solicitat în enumerate cazuri
să obțină un lot de teren, însă li s-au oferit terenuri doar la marginea comunităților, terenuri care erau practic inaccesibile și nu e, lumea nu ar fi venit la aceste ceremonii religioase. Discriminarea în baza criteriului religios este vădit prezentă, mai ales, de exemplu, a fost relatat un caz când asistentul social a refuzat să includă familiile cu mulți copii de apartenență religioasă baptistă, să le dea ajutor social din faptul că oamenii baptiști sunt oameni muncitori, sunt oameni de treabă, deci poți să câștige existența și singure, nu-i mai includem în lista prestațiilor sociale. Și să nu uităm despre parteneriatul exclusiv dintre clasa politică și Biserica Ortodoxă Moldovenească, fiindcă Biserica Ortodoxă Moldovenească are o poziție superioară și hegemonică față de celelalte grupuri religioase. Aceasta o avem și în articolul 15 cu privire la legea cu privire la libertatea de religie și conștiință. Biserica Ortodoxă Moldovenească din interviul cu reprezentanții acestei biserici a spus că da, în mod neapărat toate inițiativele legislative se consultă mai întâi cu reprezentanții bisericii și ei sunt bucuroși că există această practică. Aceasta a fost foarte evident imixiunea lor atunci când a fost adoptată legea cu privire la egalitate, când Biserica Ortodoxă Moldovenească a luat foarte multe acțiuni și a spus că legea vine să susțină minoritățile religioase musulmane, că legea le va permite să musulmanizeze țara și a elaborat o serie de broșuri manipulatorii, o serie de interviuri manipulatorii, iar Guvernul Republicii Moldova nu a făcut la rândul său nimic ca să vină să spună care este de fapt beneficiul și ce așteptăm noi de la această lege cu privire la egalitate. La insistența Bisericii Ortodoxe Moldovenești, de asemenea, când societatea civilă a propus impunerea impozitelor pentru culturile religioase care practică activități generatoare de venit, sub presiunea Bisericii Ortodoxe Moldovenești s-a renunțat la această idee și, de exemplu, nu a fost examinată și nu a fost inclusă. Sunt o serie de încălcări, sunt o serie de lucruri care trebuie monitorizate și echipa noastră va lucra în continuare și va analiza aceste aspecte. Pentru întrebări? Mulțumesc, Alina. Într-adevăr, în anul precedent, Institutul de Politici Publice a elaborat barometrul opiniei publice, prin care biserica era primul loc la capitolul încrederea populației. Deci, și dacă e să vorbim în mediul rural sau chiar în mediul urban, unii preoți pot să-și afirme atitudinile discriminatorii din amvon, practic, și aceasta stimulează atitudinile și respectiv încălcările diferitor categorii de persoane care nu sunt convenate bisericii ortodoxe. Deschid acum runda de întrebări, dacă reprezentanții Ministerului Justiției sau societății civile au ceva de adăugat, careva întrebări la cele ce au fost spuse deja, vă invit să dați aceste întrebări. Bună ziua, mă numesc Cristina Vinde cu Ministerul Justiției. Am audiat cele comunicate de reprezentanții societății civile și aș avea și niște concretizări. Pentru că, dacă ne referim la primul vorbitor, domnul Schidu, a menționat că acțiunea care urma să fie realizată de către Ministerul Afacerilor Interne în partea ce țin de investigarea torturii a fost apreciată nerealizată, deși aceasta a fost realizată de către Ministerul Justiției și atunci întrebarea mea este, contează atât de mult subiectul pentru a aprecia o acțiune realizată sau nu, dat fiind faptul că acesta este programul de activitate a Guvernului, încât Guvernul repartizează sarcinii, ulterior putem să fie indicat un alt executor. Cred că esența este însăși realizarea unei acțiuni, existența cadrului normativ eficient și mai puțin cine urmează să fie executat. Cu referire la acel pachet de modificări sau cadru normativ conex legii cu privire la asigurarea egalității, cred că, nu știu, ați interpretat greșit, pentru că proiectele au fost înaintate în Guvern
cu mult timp înainte ca acestea să apară în agenda suplimentară. A ședinței guvernului asta nu este problema autorității care a expediat o oră înainte, faptul că agenda a fost plasată ulterior în supliment. De asemenea, aș vrea să mă refer și la cel de-al doilea vorbitor, care s-a referit la transferul funcțiilor ca un obiectiv esențial de prevenire și combaterea torturii, funcțiilor la Ministerul Afacerilor Interne și de Prevenție la Ministerul Justiției. Trebuie să menționăm că nu este necesar de transfer de funcții, pentru că conform legislației arest preventiv, codul de executare, mă refer, oricum se asigură de instituțiile penitenciare, reținerea rămâne în competența Ministerului Afacerilor Interne. Alta este problema fizică a acestor instituții care sunt în custodia Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Justiției a reiterat poziția că este imposibil transferul acestor izolatoare pentru că oricum sunt competențe dualiste. Ministerul Afacerilor Interne rămâne responsabil de cei pentru reținere până la 72 de ori și doar pentru arestul preventiv este responsabilitatea Ministerului Justiției și a tot indicat asupra necesității construcției caselor de arest. Cred că este un subiect care foarte mult a fost discutat. Bine, datorită bugetului auster, multe lucruri nu s-au realizat în 2012, de aceasta reprezintă un obiectiv prioritar pentru guvern. Deja la anumite activități au fost avansate în parte de proiecte, identificat terenul și construcția acestora, dar sperăm noi că totuși cu suportul inclusiv structurilor internaționale, pentru că acesta este un obiectiv și strategiei de reformă a sectorului justiției și în alte documente de politici ale guvernului. Cu referire la constituirea unei agenții independente pentru examinarea plăcii și tortură, foarte interesant, eu nu știu, până la urmă urmează să fie analizat suplimentar, dar speranța noastră și ne-a declarat în enumerate rânduri toleranță zero față de tortură, sperăm noi că să nu avem tortură încât scriem agenții care eventual n-ar avea cu ce se ocupa. Asta ar fi în modul ideal. Dar iarăși, bine, urmează să analizăm, să vedem ca model, poate, nu știu din ce considerente Procuratora Generală nu considerați că și exercit atribuț dat în fapt că aceste cauze sunt instrumentate de un organ independent, așa cum este Procuratura și din Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, cu referire la libertatea gândirii și libertatea religiei, bine, cunoaștem toți că legea privind la libertatea gândirii nu obligă lumea să registreze, pentru că existența unui cult religios nu presupune aparat înregistrarea acesta. Poți să ai credință, să te întrunești în anumite ședințe, să te împărtășești convingerile religioase fără a fi înregistrat. Înregistrarea este mai mult pentru acordarea personalității juridice și acelor facilități pe care le acordă legea, anumite garanții culturi religioase și evident că aceasta este o obligație a statului care stabilește anumite cerințe. Faptul că traducerea a fost greșită sau alte aspecte este o chestiune tehnică care nu cred că putem să vorbim despre o încălcare vădită și flagrantă a dreptului la libertatea întrunirii sau faptul că s-a angajat juriști, faptul că sunt prea multe documente care trebuie să le acumulez pentru prezentare. Acestea sunt rigorile pentru registrare și dacă vă uitați, nu sunt exclusiv doar pentru registrarea cultelor religioase, sunt și pentru asociațiile obștești și altele. Astea sunt prevederile legii. Și respectiv trebuie să fie respectată. Nu putem să invocăm încălcări de drepturi decât atunci când statul discreționar decide înregistrarea sau neregistrarea unei autorități, dar când este limitele legii, atunci nu putem vorbi despre încălcări flagrante. De asemenea, interesant a fost abordat subiectul cu vaccinarea și aici doar aș veni doar cu un simplu detaliu, pentru că subiectul vaccinarea și copiilor și accesul la instruire este cam un subiect sensibil, pentru că aici mai este și un alt drept general, sănătatea publică, și acesta este pe ordinea de zi a Curții Constituționale, este o sesizare adresată Curții Constituționale și chiar așteptăm și noi să vedem cum vor fi abordat, există această încălcare sau nu. Eu vă mulțumesc frumos!